Ai simțit vreodată cum timpul pare să treacă într-o secundă sau pur și simplu să dureze o eternitate? Ei bine, adevărul este că există o explicație pentru acest lucru, fiindcă cred că toți am avut, nu? Diferite experiențe în care pur și simplu timpul părea să treacă foarte lent, iar altădată părea să treacă foarte repede, nu? Și adevărul este că timpul trece mereu cu aceeași viteză, nu? Adică o să avem mereu aceleași secunde, același minut, aceeași oră, nu? Și mereu vom avea aceleași 24 de ore într-o zi, nu? Și de aceea vreau, de exemplu, să ne uităm la niște exemple care ne pot explica destul de bine acest concept, fiindcă, de exemplu, când stăm la coadă, fiindcă s-a întâmplat, cred că pentru toată lumea, să stăm la o coadă la supermarket sau într-un magazin poate mai mic, nu? Avem un anumit număr de persoane în fața noastră, nu? Și de multe ori chiar ne schimbă starea, nu? Când vedem acel lucru, fiindcă se întâmplă de multe ori să stăm la coadă, nu? Și câteodată poate avem șansa, nu? Să fim direct persoana care se duce la caserie. Iar câteodată vedem un șir lung, nu? De oameni, de cărucioare și deja ne gândim, nu? Că vom pierde mult timp. Adevărul este că de multe ori, nu? Putem să stăm 5 minute, nu? Și acele 5 minute par o eternitate, nu? Însă adevărul e că dacă ne gândim la acele minute în altă situație, de exemplu, să spunem că te pregătești să ieși în oraș, nu? Și te uiți în fața oglinzii de obicei, să spunem, 5 minute, da? Dar altă dată o faci pentru 10 minute, da? Acele 5 minute în plus, nu? S-ar putea ca de multe ori să nu le simți, nu? Ca fiind la fel de lungi precum atunci când, de exemplu, stai la coadă, nu? Deși adevărul este că sunt aceleași 5 minute, nu? Timpul este exact același, însă diferența, de exemplu, dacă cineva te întreabă, nu? S-ar putea să spui, am stat 2 minute în plus în fața oglinzii, nu? Dacă te întreabă cineva. Pe când dacă te întreabă altcineva în momentul când ai stat la coadă, dar cât ai stat? Poate o să spui 10 minute, un sfert de oră, nu? Fiindcă a apărut atât de mult. Dar hai să ne uităm la altă situație, nu? Să spunem că acesta a fost primul exemplu. Al doilea exemplu, să spunem, când ești cu un prieten, da? Fiindcă de multe ori, când suntem cu un prieten, timpul trece oarecum diferit, nu? Fie că discutăm, nu? Cu acel prieten. Poate nu l-am mai văzut de mult timp. Poate pur și simplu avem o listă lungă de lucruri pe care vrem să le discutăm. Poate pur și simplu ne-am întâlnit ca să stăm în fața consolei și să ne jucăm, nu? Poate, poate, poate. Sunt destule lucruri, nu? Pe care putem să le facem cu un prieten care ne este foarte bun. Însă adevărul e că de multe ori, nu? Când suntem cu prieteni, oarecum timpul pare să treacă foarte repede, nu? Mi se întâmplă și mie, de exemplu, când mă întâlnesc cu un prieten și să zicem că e o zi de sâmbătă, da? Poate vorbim pentru 3 ore, da? Și acele 3 ore, de multe ori, nu, pot să pară foarte puțin, nu? În sensul că simți că puteai să vorbești atât, adică 8 ore poate, nu? Dar ai vorbit doar 3 ore. Și de aceea acel timp poate părea destul de puțin, nu? Dar în același timp, nu? Poate mulți ne întâlnim cu o persoană foarte des, nu? Și poate când se întâmplă acel lucru, faptul că vorbim, să spunem, pentru 20 de minute în fiecare zi, oarecum, acele 20 de minute dintr-o anumită zi o să ni se pare foarte lungi, nu? Fiindcă poate în acel moment nu vrem, nu? Să avem acea discuție și oarecum acele 20 de minute o să pară foarte lungi, nu? Deci, după cum se vede, este vorba oarecum aici de perspectivă, nu? Însă, hai să ne uităm și la un al treilea exemplu. Iar acela, de exemplu, ar fi în momentul în care spunem, mi-a luat toată ziua. Cred că toți am spus oarecum acest lucru, fie în capul nostru, fie cuiva, nu? Poate de multe ori chiar când avem ceva de făcut, nu? Spunem, ne va lua toată ziua.
Adevărul este, chiar ne-am luat toată ziua, adică ne-a luat 24 de ore, ne-a luat 18 ore, ne-a luat 12 ore, este un termen foarte vag, nu? Adevărul este că de multe ori, să spunem că într-o zi de weekend, nu? Într-o sâmbătă, ți-ai plănuit ceva. Și acel lucru, să spunem că este vopsirea pereților, da? Acel lucru poate în acea zi, timp efectiv, a fost doar 4 ore, da? Dar a doua zi, duminica, dacă cineva te întreabă ce-ai făcut ieri, o să spui, mi-a luat toată ziua, am vopsit în cameră. Adevărul este că nu este prea logic, nu? Faptul că spunem mi-a luat toată ziua pentru lucru care a luat de fapt 4 ore, nu? Însă adevărul este că oarecum mental în capul nostru am simțit că ne-a luat toată ziua și poate chiar ne-am gândit atât de mult înainte, dar și după, încât oarecum în afara timpului acela fix în care am vopsit pereții, tot la asta ne-am gândit, nu? Și oarecum spunem că ne-a luat toată ziua. Acum, cred că ești de acord, nu? Cu multe din aceste exemple, fiindcă ni s-a întâmplat aproape tuturor, fie să le avem în capul nostru, fie să le auzim, fie să le spunem. Dar răspunsul la toate acestea este unul pe care o să-l scriu chiar acum pe tablă și acela este că, de fapt, timpul, chiar dacă este un lucru nou pe care știm toți că nu putem să-l influențăm, toți avem aceleași 24 de ore într-o zi, timpul trece la fel, nu? Activităților să ținem mereu la fel de mult, de obicei, și timpul este de fapt un lucru pe care nu putem controla, nu? Însă, timpul în același timp este, și am văzut în toate aceste cazuri, timpul este de fapt o emoție. Și acesta e cuvântul cheie aici. Fiindcă în toate aceste exemple, vedem că timpul nu pare să fie mereu la fel, fiindcă în toate aceste exemple, de fapt, vedem că un anume timp ni se pare mereu diferit. Iar adevărul este că el, timpul pentru noi, în mintea noastră, este o emoție. De aceea nu pare niciodată să treacă cu aceeași viteză. Hai să ne uităm la primul exemplu, nu? Când stăm la coadă. Vedem un șir lung de persoane în fața noastră, iar în acest moment probabil nu o să ne gândim la timp, nu? Adică nu o să ne gândim. O să treacă exact 5 minute, putem sta calm, fiindcă asta este ceea ce se va întâmpla, știm exact și nu trebuie să ne stresăm, nu? Însă, în acest moment, noi o să avem o anumită emoție. Iar acea emoție probabil va fi o emoție negativă, nu? Fiindcă o să simțim că trebuie să așteptăm, să stăm, să ne uităm prin jur, nu? Poate fiindcă nu avem ceva anume de făcut, nu ne așteptăm la acel lucru, nu? A venit ca o surpriză, ca o surpriză care nu ne place. Iar în acel moment o să avem o emoție negativă și astfel când o avem, timpul o să treacă într-un mod mai lent. Fiindcă cred că ai observat în diferite situații, când un lucru nu-ți place, probabil nu-ți va face plăcere nici să-ți petreci acel timp făcând acel lucru. O să-ți se pară că timpul nu se mai termină. Iar în al doilea exemplu nu avem o diferență prea mare, fiindcă este iarăși vorba de emoție. Când suntem cu un prieten, nu? Cu care ne face plăcere să stăm, în momentul acela, clar, timpul să treacă mai repede, fiindcă nu vrem să treacă, nu? În capul nostru vrem pur și simplu să dureze cât mai mult, iar asta înseamnă că timpul nu va dura cât mai mult, fiindcă nu este niciodată exact cum vrem noi, nu? Dacă un lucru vrem să rămână pe loc, e bine, oarecum mintea noastră o să facă inversul acelui proces și timpul va trece mult mai repede decât am dorit. Iar în al treilea exemplu, mi-a luat toată ziua, înseamnă pur și simplu că în acea zi nu ai putut să te gândești la alte lucruri și pur și simplu ai acordat o emoție oarecum negativă, fiindcă te-ai gândit și înainte, poate nu, că trebuie să faci acea activitate și te-ai gândit și după. Și astfel, mintea ta
chiar că ți-a luat toată ziua. Chiar dacă efectiv cu pensula în mână, nu? Ți-a luat pur și simplu 4 ore sau poate chiar 3 ore, nu? Și de aceea este important să ținem mereu minte că timpul, cel puțin pentru noi, este o emoție. Dacă vrem să gândim obiectiv ca niște roboți, desigur, putem să ne gândim că timpul este mereu același. Însă adevărul e că atunci când ne gândim să facem orice fel de activitate, emoțiile noastre or să dicteze cum simțim acel timp. Și de aceea este bine să gândim într-un mod cât mai clar. Iar dacă e să ții minte doar un singur lucru din acest video, este că timpul este o emoție și trebuie să fim conștienți de acest lucru, fiindcă oarecum este în strânsă legătură cu energia noastră. Și prin energie ce mă refer? Mereu simțim, nu, diferite niveluri de energie. Dimineața poate ai mai multă energie, nu? Seara mai puțin energie. Prin energie, desigur, mă refer la energia pe care o avem noi în orice moment al zilei, nu? Fiindcă dimineața ai o energie mai mare decât ai seara, nu? La finalul zilei, când pur și simplu corpul vrea să doarmă, nu o să ai aceeași energie, nu? Și este important să ținem minte că atunci când vrem să facem o activitate, de multe ori, nu, ne gândim cât timp ne va lua. Dar adevărul este că trebuie să ne gândim foarte mult și la energie și la emoție, fiindcă în funcție de acea emoție pe care o avem față de activitate, timpul va trece cu altă viteză și desigur ne va influența și energia. Fiindcă în momentul, nu, când stăm la coadă, nu știu dacă o să ai o energie prea mare stând la coadă, în starea aia poate mai puțin pozitivă, nu? Și la fel aici, în al doilea exemplu, cu un prieten, energia o să fie mai mare, timpul, din păcate, nu, o să treacă mai repede, cel puțin din punct de vedere al emoției noastre. Iar în al treilea exemplu, mi-a luat toată ziua, cum am vorbit, este vorba de emoție, nu? Fiindcă s-ar putea mental să te gândești prea mult la acel lucru și de asta e bine să cunoaștem aceste lucruri, fiindcă putem să le influențăm dacă știm. În momentul în care avem ceva de făcut, nu? Care pare mare, poate putem să facem pur și simplu un plan, nu? Știm exact, între acele 4 ore facem acel lucru și în rest nu e nevoie să ne gândim la el, fiindcă dacă ne gândim la el, nu o să se schimbe timpul efectiv pe care trebuie să-l acordăm. Și de aceea este important să avem grijă de emoții, fiindcă de multe ori, oarecum în capul nostru, nu, sunt foarte multe lucruri pe care nu ar trebui să le avem, mai bine spus, într-un mod mai plăcut. Și ca să închei acest video, vreau doar să țin minte că timpul este o emoție. Sunt doar 4 cuvinte pe care cred că trebuie să le avem mereu în capul nostru, deoarece altfel s-ar putea ca în diferite situații să nu avem starea potrivită și în momentul ăla ne va afecta și energia. Iar în momentul în care ne afectează energia, pur și simplu, nu o să fim la nivelul la care vrem să fim, nu? Fiindcă, de exemplu, cu un prieten, vrem să fim la un nivel cât mai bun, nu? Pentru a avea o discuție cât mai interesantă. Dar când stăm la coadă, de ce ar trebui să avem o emoție negativă? Pur și simplu, gândește-te că în acel moment poți scoți telefonul și poți să începi să scrii niște mesaje cu anumiți prieteni chiar, nu? Și în cazul ăsta, emoția ar veni ca una pozitivă. Și de ce este asta important? E bine, fiindcă în momentul ăla ai o emoție pozitivă și faci ceva care pur și simplu te faci să te simți bine. Iar în acel moment o să-ți dorești, probabil, de exemplu, dacă stai la coadă și începi să scrii mesajul unui prieten, o să-ți dorești, poate, să dureze mai mult, nu? Până îți vine rândul, fiindcă deja ai început o discuție și a intrat într-o altă activitate în care emoția ta este una pozitivă. Și acum sper că înțelegi de ce acest lucru este bine de știut și cu asta o să închei acest video. Dacă ți-a plăcut, poți să lași un like, dacă ai vreo întrebare, poți să lași un coment și poți să îmi scrii dacă ai de gând să te gândești la timp de acum încolo în modul acesta. Mulțumesc pentru timp și atenție. Dacă ți-a plăcut acest video, probabil o să-ți placă și celelalte de pe canalul meu și o să ne vedem probabil în alte videouri.